Polițiștii locali, foștii comunitari din turnul Severin, au constatat de la începutul anului și până în prezent mai multe abateri ale cetățenilor de la diferite hotărâri ale Consiliului Local. Astfel, cele mai multe au fost cu privire la depozitarea materialelor de construcție pe prețiosul asfalt Țapțara, pe număr cu 26, totalizând un cuantum de 7.500 de lei noi, conform amenzilor. De la începutul anului până în prezent, polițiști locali în cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat măsuri de asigurare a ordinii și siguranței publice, totodată constatând și sancționând încălcarea unor norme legale privind murdărirea domeniului public. Astfel, pentru depozitarea materialelor de construcții sau altor materiale rezultate din construcții pe domeniul public, au fost aplicate un număr de 26 de sancțiuni, cuantumul amenzilor fiind de 7.500 de lei. Cei ce își aprovizionează casa cu lemne trebuie să știe că este interzisă aprovizionarea cu lemne care se depozitează pe străzile asfaltate Țap-Țarap și riscă amenzi foarte mari, că detrăiesc în turnul Severin, oraș bogat și prosper. Atragem atenția pe această cale, având în vedere că este perioada în care cetățenii se aprovizionează cu material lemnos pentru iarna care urmează, că este sancționată depozitarea materialului lemnos pe domeniul public, în ultima perioadă constatându-se totuși că cetățenii au înțeles această obligativitate și își aduc materialul lemnos în paletizat.